Localnicii din Iași de Gorj, sat aparținând comunei Drăguțești, localitate situată la doar 5 km de municipiul Târgu Jiu, așteaptă racordarea caselor lor la gaze de când s-au mutat în zonă. Pentru unii mutarea s-a realizat în anii 70, pentru alții după 80. Cert este doar că locuitorii au sperat mereu că vor avea gaze în locuințele ridicate cu peste 4 decenii în urmă, unii fiind foști sinistrați din zonele miniere. Minunea nu s-a întâmplat chiar dacă anii au trecut și mai mulți primari le-au promis că gazele vor fi realizate în mandatul lor. Edilii în cauză au dispărut din peisaj în timp ce oamenii în fiecare iarnă și-au făcut stocuri de lemne și cărbuni pentru a trece sezonul rece. Când au zis gata, sătui de promisiuni, în timp ce unii au și plătit 100 de lei de gospodărie, o racordare ce s-a dovedit inexistentă. Cetățenii au primit în aceste zile de la autoritatea locală noile cereri de conectare a locuințelor lor la rețeaua de gaze. Prin 88 locuiesc aici și nu am avut gaze niciodată. Da, sperăm, de-aia am și ales pe domn primar. Am fost unanim cu el, l-am ales, este de-al nostru de aici și din localitate și cu speranța asta l-am ales că el poate ne va rezolva. Ceilalți care au fost ne-au trombonit unul după celălalt. Și avem încredere în domn primar și sperăm că visul ni se va împlini. Ieri am primit și numerele la casă, de-aia am schimbat acum numărul pe casă și am primit și cererea un formular să-l completăm. Înseamnă că e ceva, un strop de realitate. Până dacă am primit și cererea asta. Cu combustibil greu, uitați acolo, am depozitul, l-am avut, am avut 10 tone de cărbune și 6 metri de lemne. Deci ne costa în jur de 30 de milioane. Chiar dacă este mai, poate tot atât de ca valoare, dar este munca. Care 10 tone să le transport, să le... Nu avem nici spațiu de depozitare, lemne sparte, cenușa nu avem unde o depozita. Este un spațiu improvizat aici, dar cu noile... De la mediu, cu noile reguli, nu ne mai lasă să le depozităm și sperăm că cu gaze cel puțin. Este mai scump, dar este mai comod. Ne-a spus tot ce ne trebuie. Să luăm de la primărie, să luăm, e un om corect. Eu vă spun perfect, nu am treabă cu nimeni, eu și așa nu sunt de aici, eu sunt din Dorj. Dar e un primar perfect, perfect, un om cu bun simț, cu tot ce aparține de noi. Ai de capul meu, de când așteptăm gazele, atenție ce vă spun, uitați conducta aia de acolo. Am plătit pentru ea, mi s-a luat chitanțe și n-a reușit nimeni să ne racordeze, să ne facă. Păi de când ne-am mutat de la Rovinari, că noi am fost strămutați de la Rovinari. Bine, eu am fost venit aici la întreprinderea minieră, am ieșit la pensie, m-am căsătorit în 71 și de atunci ni s-a promis, ni s-a făcut tot ce... Fiecare cum a vrut atunci, cu mandate, eu știu cum, nu știu să vă mai spun treaba asta acum. Dar dacă face treaba asta, e perfect. Pe cuvânt de onoare, vă spun, numai lemnele s-au scumpit, vedeți cum e lemnul de foc, nu mai vorbim lemnul de construcție și de toate cele care le avem în curte, nu. Localnicii din Iași au fost anunțați acum că racordarea la gaze se face fără bani, dar mulți au fost suspicioși, deoarece în România orice gratuitate costă. Și totuși, de data aceasta, racordarea este gratuită și se va realiza în scurt timp, de asigurări primarul comunei, care le mulțumește totodată celor care i-au dat o mână de ajutor în acest sens. O mare bucurie pentru mine, tristețea unora care spuneau că nu o să fie gaze în satul Iași, dar oamenii sunt foarte bucuroși. În primul rând vreau să le mulțumesc tuturor oamenilor care m-au ajutat. Și de foarte multe ori mă întâlneam cu domnul Maioreanu și era omul care chiar m-a ajutat în perioada aceea ca să demarăm acest proiect cu gaze, domnul Weber. M-au ajutat la București. Iar oamenii beneficiază acum de gaze la Iași. Vreau să spun că pentru mine a fost un test
acest proiect cu gazele. Dar acum am, pot să zic, am experiență și știu cum să bag gazele, vom băga gazele toată comuna Drăguțești. Să dea Dumnezeu să fim sănătoși, să fie bani și cred că vor fi bani. Noi deja avem ridicările topo, lucrăm la acel studiu de fezabilitate pentru toate satele din comuna Drăguțești. Am demonstrat că se pot introduce gaze, am băgat gazele la Iași, lăsăm răutățile la o parte. Sperăm că, virgulă, comuna noastră se îndreaptă pe un făgaș bun. Deja la furnizorul de gaze naturale Distrigaz Sud s-au depus câteva zeci de cereri de racordare a locuitorilor din satul Iași. Cetățenii au prezentat la societatea din Târgu Jiu doar un dosar cu documente, o parte eliberată de Primăria Drăguțești, instituția de servind rapid solicitanții, deoarece își dorește ca localitatea Iași să aibă cât mai repede gaz metan pe țeavă.